Liderul principal va rămâne tot Bianca, pentru că este liderul casei, a întregii case. Am înțeles. Iar în momentul în care va fi necesar, nu știu, o decizie comună, tot Bianca va avea ultimul cuvânt de spus. Da? Sper să vă votați. Închidem conexiunea deocamdată. Spor la votat. Votăm, Adrian, stai liniștit. Nu, nu închideți. Sper să mă votați, fetelor. Pe tine, fetelor. Da, Adrian, da. Pa! Nu, ne vedem mai târziu. Mai stați. Plușica, deci nu mă mai lua la mișto. Nu, doar ți-am spus că te votăm. None, da. Mergi să votezi, te rog, în grădină. L-am votat pe Ștefan, nu am un argument foarte bine întemeiat, dar îl văd potrivit. E singurul care nu se ascunde și spune adevărul din tot ceea ce vorbește. Și este și iubitul meu. Aș fi vrut să mă votez pe mine, dragi telespectatori, în primul și în primul rând, bătă, nu este posibil, așa că l-am votat pe Cosmin că este vot nul, știi ce zic? Adică, nu. Acum ce să facem? Mi-a plăcut când a fost liderul casei, mi-a plăcut ce atitudine a avut față de noi. Cred că None, pentru că a dat dovadă de mai multe abilități de lider până acum. Și când erau spiritele mai încinse, a încercat să aplaneze. E mai calm pe situație. Vom vedea dacă am ales bine. Îl votez pe Andy, deoarece este iubitul meu și îmi doresc să aplice niște reguli în această casă. În casa băieților. Da. Ai iubire, la putere. Pum. A zis că eu nu știu să-mi folosesc insigna și vreau să văd pe el cum mă va folosi și cât de mult va schimba chestia asta. Adrian, pentru că este în măsură să facă treaba asta și se descurcă bine. E cu dreptatea. Nu cred că greșești. Am încredere în mine. Îl votez pe None pentru că el ține mereu cu dreptatea și e nașul meu.
votez pe None este cel mai potrivit pentru pentru această sarcină. În opinia mea. Pa. L-am ales pe Adrian pentru că îmi doresc să văd mai multă acțiune în casa băieților și e timpul să își arate părțile foarte bune pe care știu că le are. Deci au terminat și fetele de votat. Ia să vedem, să facem conexiunea cu ele. Ați votat? Da! Bun, bravo! Foarte bine. O să-l rog pe Husein să-mi aducă cutia din casa voastră. Să vedem ce ați votat. Andreea, ești speriată de fete? Nu, absolut deloc. Din contră, mă înțeleg foarte bine cu ele. E bine. Cu cine, întrebați? Din stânga, cum te înțelegi? Cu cine te înțelegi mai bine? Cu Larisa. Bun. Cu Raluca, cu Roxana, cu Viorela. Raluca, da. Știi ultimele zvonuri din afara competiției? No. Ești la curent cu ele? Nici nu mă interesează, Andreea. Puteți să schimbați subiectul? Puteți schimba subiectul voi între voi, dar nu și cu mine. Acum nu trebuie să... De ce să schimbe subiect? Părerea mea sinceră, Andreea, e că Ricardo a făcut acea afirmație doar pentru a primi votul și se reîntoarcă înapoi. Asta e părerea mea sinceră. Și de ce te-ai ales pe tine și nu pe o altă fată care are mult mai multe voturi? Am înțeles, dar zic și de ce. Pentru că unui om, dacă i-ar plăcea de tine, după ce ai ieșit din competiție, trebuia să mă caute, logic. Dacă unui om. Sau cauți persoana, dacă măcar să-i dai. Asta e o vrăjeală ieftină și de prost gust, să pui tu acolo numele și să zici tu că pentru mine vii. Asta este cutia fetelor. Iar aici este cutia voastră. Aici sunt voturile băieților, aici sunt voturile fetelor. Să vedem cum au votat fetele. Deschidem. Umblați cu nepotisme? Da. Da? Nepotisme. Nepotisme. Ce, nu cunoști sensul cuvântului? Ba da. M-ar mira tocmai tu. Îți dai seama. Adrian, finul. Să rămână fină. Cine e? Nașul? Nașa, Larisa. Larisa? Păi, și cine este nașul? Îl caut. A, nu ai naș. Nu. Din câte știu eu, None va fi și el, da, nașul lor. Nostru. Parcă ai mai fost naș odată cu Rafaela. Aia, era la Caterică, de material aia. Separat, așa. Nu merge separat. Trebuie împreună. Trebuie împreună și mai întâi trebuie să vă luați voi ca naș. Și apoi să fiți naș. Știi asta, da? Știți asta? Nu știam. Am fost odată naș unei fetițe. Nu, naș de botez, nu se pune. Nu mai râde, rog, sală, te rog. Uite, până râde, mai eu. Trageți mai eu, None. Da, nu. Trebuie să fii căsătorit ca să fii naș de cununie pentru cineva. Dar o să-și caute, da. Lasă-ți mai eu! Aoleu! Plin! Te-ai obișnuit încă, Andy, cu râsul ei? Mă obișnuiesc, dar mai greu. E hipopotam. Tu știi cum râde un hipopotam? Pentru tine, Andy, nu mai râd așa tare.
O să vă rog să vă comportați un pic mai serios când sunteți la televizor sau cel puțin când vin eu aici și sunt cu voi. Pentru că sunteți extrem de judecați și v-am rugat să aveți grijă de imaginea voastră și de ceea ce transmiteți. O să fiți arătați cu degetul și o să fiți certați și judecați. Încercați să aveți puțin bun simț. Prin felul în care stați, prin felul în care sunteți îmbrăcați. Adrian! Bună dimineața! Viața mea! Ok, e scris-o la frumos. None. Mulțumesc! Nu mi-am luat educatoare lângă mine, n-am nevoie de școală de corecție aici, înțeles? Atunci de ce mai ești cu mine? Ți-am zis că mă schimb, uite, vezi, de aici încolo fac chestia asta, să vezi că mă schimb. Mă schimb de haine, mă schimb de inele, să vezi ce fac eu acum, da? O să-ți dau lesa asta. Să faci ce vrei. Vă mai doriți să plecați? Da. De ce? Considerăm că ne-ar fi mult mai bine afară. Veți fi descalificați. Eu îmi doresc. Și pe cine? Cu cine ești? Pe tine. Pe mine? Serios, da. Te zici acum dacă se schimbă lucrurile, așa ai zis și cu Larisa, mi-ai zis-o tot.